Foarte pe sufletul meu o observație a lui Daniel Pink din ultima lui carte, The Power of Regret, și este legată de două expresii, două formulări pe care ți le poți spune în mintea ta atunci când ai ratat ceva, că despre regret e vorba. Și el zice cam așa, poți să spui măcar dacă sau cel puțin, măcar dacă aș fi reușit să, măcar dacă aș fi putut să, măcar dacă aș fi obținut X. Sau, cel puțin am reușit să, cel puțin am obținut Y. Și cele două sunt foarte interesante pentru că acel cel puțin te face să te simți mai confortabil, adică nu-ți aduce foarte mult disconfort, pentru că te focusezi pe ceea ce ai obținut cât de cât și nu pe ce ai pierdut. Dar, foarte interesant, măcar dacă aș fi reușit să, îți aduce mai mult regret și disconfort în viața ta, în același timp te face mai atent la ce ai putea să faci data viitoare mai bine. Cu alte cuvinte, îți focusează mintea pe lecția pe care ai extras-o de acolo. Și mi se pare fascinant ce poți să facă limbajul cu mintea omului. Data viitoare, când intri într-un proiect sau obții un rezultat care nu-ți convine, care nu e ca cel scontat, știi principiul, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg, ce te invit să faci este să le folosești pe amândouă. Cel puțin am obținut asta, dar măcar dacă aș fi obținut aia. Și în felul ăsta creezi o tensiune psihologică în mintea ta și data viitoare o să știi pe ce să te focalizezi mai mult ca să obții măcar standardul superior pe care ți-l dorești. Gândește-te la asta când tragi linie la un proiect sau la o activitate și nu e chiar cum te așteptai sau nu e chiar ce ți-ai dorit, pune mâna pe un pix și scrie lucrurile astea și o să vezi că mintea ta se rearanjează pentru viitoare proiecte mai bine. Ciao, zi bună!